Cursurile de formare profesională în domeniul IT organizate în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea au început în luna septembrie a anului trecut și sunt finanțate cu bani europeni. Cursurile sunt destinate angajaților vâlceni care pot dobândi competențe digitale noi sau își pot perfecționa abilitățile. Cursurile sunt gratuite pentru salariați. Avem în continuare două proiecte care se referă strict la genul ăsta de pregătire profesională în IT și acoperim o gamă foarte largă de specializări în IT și de bază și mai evoluate și azi venim cumva în întâmpinarea angajatorilor în sensul în care ne mulăm pe nevoile lor și dacă avem cerințe de un anume fel putem să răspundem. Sunt alte două proiecte care le avem în derulare, începute în septembrie anul trecut. Până acum am reușit să formăm vreo 400 de oameni pe proiectele astea, tot în IT. Și mai avem deschise încă câteva sesiuni până în luna decembrie. Pentru cei interesați, singura condiție este să fie angajați și poți să participe la aceste cursuri, se pot adresa Camerei de Comerț direct. Noi le-am făcut cumva ca să fie atractive, le-am ambalat puțin mai interesant, în sensul în care prima parte, adică primele 4-5 zile, se fac aici cu practică pe calculator, după aceea două zile de weekend, iar o parte practică, o facem în deplasare undeva într-un loc interesant, să zicem. Am fost și la Rânca, am fost și la Bran, în funcție de dorințele celor care vor să participe la cursurile astea. Ce trebuie să știți e că e totul gratuit, evident, că sunt proiecte finanțate prin fonduri europene. Deci încă se pot înscrie. Încă se pot înscrie, da. Mai avem încă locuri suficiente până la sfârșitul anului. Deci așteptăm, trebuie doar să fie angajați. Este singura condiție. Pe 30 decembrie. Sunt două proiecte care se închid în 30 decembrie. Este practic ziua în care se închide și programarea financiară a Uniunii Europene 2017-2021. Până anul trecut, timp de 2 ani, peste 1200 de angajați au beneficiat cu ajutorul altor proiecte de noi calificări în diverse domenii. Două proiecte care au durat 2 ani de zile, bugetul destul de semnificativ, în jur de 2 milioane de euro la fiecare, se referea în primul rând la schimbarea calificărilor sau la calificări noi pentru angajați, deci care să fie mai să răspundă mai bine necesităților pe piața muncii. Ce am reușit în cei 2 ani de zile a fost să formăm aproximativ 1200, cred, persoane în aceste proiecte, majoritatea în calificări din domeniul IT. Acum, nevoia era mare nu atât de specialiști în IT, cât inițiere din asta primară, oameni care să poată să deschidă un calculator, să poată să folosească Excel-ul și alte chestiuni de genul ăsta, pentru că nici economia județului Vâlcea nu e vreuna foarte evoluată în sensul de a avea specializări din domeniul IT sau industrii foarte care să aibă necesități tehnice speciale, ci e vorba de specializări din astea de bază, să zic, în administrare de baze de date mici, de gestiune de documente, deci nu lucruri foarte extraordinare, dar care sunt utile pentru angajatori, mai ales că am constatat că nu foarte mulți vâlceni sunt foarte bine aclimatizați cu tehnologiile astea IT. Banii alocați de Uniunea Europeană pentru astfel de proiecte se ridică la peste 2 milioane de lei.